Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați cetățeni. Ne întâlnim la o ședință ordinară din luna iulie cu un punct pe ordinea de zi și o suplimentare pentru ordinea de zi. Rog să ne încadrăm în zona de modestie, să nu ieșim din discuții de pe ordinea de zi. Dacă cineva vrea suplimentări pentru diverse, să vină cu documente justificative, le depun la secretariat și în urma votului dumneavoastră introducem sau nu pe ordinea de zi. Consiliul local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe. Ați avut la materialele de la comisii procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal. Domnul Bracău, cum ați votat? Da, mulțumesc. Am onoarea să predau lucrurile ședinței, domnul președinte Antuca. Mulțumesc pentru vederea acordată. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, această ședință este convocată conform dispoziției primarului în data de 16.07.2020, privind convocarea de ședință ordinară a Consiliului Local Comunei Poia, județul Bacău, pentru data de 16.07.2020, ora 3. Locația primărie. Primarul Comunului județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 133, aliniatul 1 și articolul 134, aliniatul 1, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ. Prevederile articolului 139, din ordonanța de urgență 57, privind codul administrativ și prevederile articolului 50 din anexa numărul 1 la decretul precedentul de România, numărul 895, din 16.03.2020. În temeiul articolului 96, articolul 200 de ordonanță de urgență, prin codul administrativ. Discut. Trebuie să convoacă Consiliul Local, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator, primar Istoc Cristian. După cât am înțeles, are și domnul primarul o suplimentare. Domnule președinte, vă rog să introduceți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Buoci la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020. Da. Ați ascultat, domnilor consilieri? Am și o propunere, domnule președinte. Aș ruga pe doamna secretară să ne aducă documente doveditoare că în ședințele Consiliului Local, adică ședințele ordinare, a dispărut punctul divers. Documente, vă rog, să știe toată lumea că în Buhoci se desfășoară ședința după bunul plac al primarului. Vă rog foarte frumos să aduceți aceste documente, să le citiți în fața tuturor, să audă și cetățenii din comuna Buhoci cum se fac, cum se desfășoară. În tot județul Bacău, în toată România asta, la ședințele ordinare nu trebuie să dispară cuvântul, acel cuvânt divers. Domnul primar, de la Sinii Puteri, vă rog să aduceți documente. Sunt foarte calm, vă rog să stipulați în procesul verbal. Vă ascult. Vă rog să stipulați. Ce ați stipulat? Vă rog să ne aduceți documente. Da, ascultați un pic, domnule. Doamna, aduceți documente prin care codul administrativ. Din codul administrativ. Dumneavoastră vă întreb, dumneavoastră sunteți persoana care răspundeți de legalitate. Dumnealui nu cunoaște legea. Vreau faceți la Sinii Puteri, da. Are în față o citești. De ce nu aduceți legea ca să o citești? Domnule, eu vă întreb de una dumneavoastră. Ați fost primar, domnul președinte. Da. Am pretenții la dumneavoastră, că ați fost primar. Deci din lege, da, citiți, este care pregătită ordonanța 57, care reprezintă codul administrativ.
Articolul 133 spune așa: Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului. Ceea ce s-a întâmplat așa. Da. Deci este respectată legea. Ascultați-mă până la capăt, să nu mă trebuie. Deci convocarea ședințelor Consiliului Local este articolul 134. Consiliul Local se convoacă după cum urmează. Prin dispoziția primarului, în cazul prevăzut la alineatul de mai sus, cu respectarea articolului 133, alineatul 2, alineatul 3, litera A și C. Prin convocare semnată, se poate, deci convoca, prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, deci puteți și dumneavoastră. Și eu, mă rog, domnul președinte, să treceți aștept pe ordinea de zi punctul diverse. Sunt colegi de noștri care vor... Ascultați-mă să vă dau citire la lege. Deci convocarea semnată de consilierii locali, cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, da? Spune legea, vă citesc de lege. De către secretarul general, de către mine, conform articolului 135, cu respectarea proiectelor de care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 136. Deci trebuie să aibă avizul de legalitate, raportul compartimentului de specialitate din UAT. Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă la propunerea celui care a avut inițiativa de a convoca ședința. Și alineatul 8 spune că suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Doamne, vă întreb, deci eu v-am dat citire la lege. O întrebare ca un cadru ce răspundeți de legalitate. Până acum s-a făcut ceea ce cereți dumneavoastră, veniți cu documente? Până la ora actuală, vă rog să scriți, vă rog. V-am ascultat cu mare plăcere. Vă rog să scriți în procesul verbal ceea ce spun eu. O să ajungem și la prefectură, pentru că dumneavoastră faceți bunul plac, faceți jocul acestui primar, care își bate joc de comuna asta. Își bate joc de comuna asta. Vă rog frumos, nu discut cu dumneavoastră, eu discut. Domnul președinte, dumneavoastră faceți niște acuze nefondate. Eu v-am lăsat să discutați când ați venit. Eu v-am lăsat să discutați, domnul primar. Domnul consilier. Da, poftiți. Eu aș dori să fiți un pic mai cald, da, ca să poată să decurgă ședința în bunicul. Doamna președinte. Eu înțeleg dumneavoastră că aveți acum campanie electorală, vreți să nu știu ce, dar legii, am văzut și dumneavoastră, de ce nu mă lăsați să vorbesc? Treceți în locul meu și merg eu în locul dumneavoastră. Păi, continuăm. Conform dispoziției primarului, spune clar, da? Adică nu se mai diverse. Domnul, se poate. Ascultați, numai în comuna voastră. Se poate să diverse. Dar diversele, veniți cu ocelile, poze, două, trei, uite ce scrie aici în lege. Doamne, suntem de 16 ani, nu s-a făcut niciodată chestia asta. Acum a venit de ultima stă de lege. Nu faceți parte dintr-o comisie. Nu s-a aplicat legea. Nu s-a aplicat legea. Nu știu dacă colegii mei, care sunt aici de atâția ani... Doleanța dumneavoastră, deci aveți o doleanță. Să fie introdusă pe ordine. La zi diverse, pentru că sunt foarte multe persoane care au de probleme. Nu supunem la vot, domnule. Este obligator, domnule, diverse. Citiți, uitați-vă pe ședințele Consiliului Local în toate comunile. Vedeți, la ședințe ordinare apare punctul diverse. Punctul diverse apare. Că vrem noi să-l ascundem. Domnilor consilieri, numai un pic. Vă mulțumesc, domnule. Dacă dumneavoastră doriți... E cum să nu doriți? Doriți diverse pe ordinea de zi sau respectăm dispoziția primarului? Domnule, să respectăm codul administrativ. Dar dacă e ședință ordinară publică? Dacă e publică? Deci, e publică. Toți cu cetățenii vor poți vine să spună păsul, să spună durerea, doleanță. Majoritatea dumneavoastră, nu scrie în lege. Majoritatea. Domnule, dar când veniți cu ordinea de zi, veniți și cu acest punct. Ce aveți? Venim acum, păi dacă primarul are majoritatea. Domnule, nu mai țipa, te rog frumos. Nu mai țipa. Te rog frumos. Dacă vorbim așa, prietenești, dacă vrei să vorbim. Domnul președinte. Aveți pretenții și eu am vrut să întreb publică. Majoritatea consilierilor dacă sunt de acord să punem punctul divers. Dacă aveți documente justificative, corect. Da. Sunteți de acord să suntem de acord să facem diverse, dar totdeauna am fost de acord și acum nu. E domnul Pusculan. Dar nu așa, se procedează cu președinte, eu...
am pretenții la dumneavoastră. Eu înțeleg, lasă pretenții, cu pretențiile la fiecare. Ce susține divers? Da, spuneți, domnule. Aveam și eu două cuvinte de adăugat. După câte știu, chiar noi am discutat în Consiliul Local, a fost hotărârea Consiliului Local, când a rămas punctul divers definitiv, nu? Acum, jucăm adevărul că așa este. Nu mai vrem nici părerea cetățeanului. Deci, asta ați discutat-o când era valabil legea 25. Și o facem lunar, scrie legea că trebuie. Pe noul cod administrativ spune destul de clar. Dar suplimentarea ordinii de zi, în afară de ce propune primarul, se aprobă pentru probleme urgente cu majoritatea simplă. Avem probleme urgente. Probleme urgente să vină cu documente scrise, depuse la secretariat. Voi, ideea până la capăt, cu eu vă spun ce spune articolul de lege, nu spun în afara legii. Suntem aici și trebuie la diverse să ascultăm și punctul cetățeanul. Ce părere are și cetățeanul, de aia suntem puși aici. Nu numai, hai să punem un proiect, hai să ne-l punem, hai că o pus primarul, hai că o pus consilierul. Eu zic că la punctul divers care este foarte necesar, sună-l scoate, o să vă aduc exact din... Cum avem aici susținere, un proiect de hotărâre, ceva, un document... Doamne, 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 articolul de lege, și o aprobați în Consiliul Local. Doamne, nu mai faceți corectare. Haideți să o judecăm ca oameni așa, ca și Consiliul Local. Ori în Consiliul Local, ori dacă nu ia decizii, primarul, secretarul. Supuneți la vot suplimentarea cu acel proiect de hotărâre care vine la Consiliul Județean cu susținerea copiilor. Inclusiv punctul divers. Deci eu personal o să aduc document care vă spună că atestă de... Inclusiv, domn președinte, inclusiv punctul divers. Domnul Mocan, nu mai derutăm ședința. Da, asta mă văd. Hai să ținim corect. Dacă neapărat doriți dumneavoastră divers, o să puneți și punctul de divers. Dar nu aveți niciun document. Să nu încălcăm codul administrativ. Nu, dar ce doriți să discutați? Acest cod administrativ de când este pus în vigoare? Vă rog să nu trebuie, doamna secretară, că dumneavoastră este cu document. De când este pus? 2019. Și în ce an suntem noi la ora actuală? De ce tocmai acum, când mai e două săptămâni, până când se aleg? De ce tocmai acum? De ce? De ce, doamne? De ce? Mi-a solicitat să vă dau suplimentarea. Vreți să-i faceți joc cu primarul, doamnă? Luați articolul din lege, domnul Mocan. Nu e adevărat. Unde să faceți dumneavoastră legea? Mai trebuie divers, da. Să pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cu plus suplimentarea. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Cine s-a abținut? Împotrivă? Împotrivă cineva? În unanimitate. Deci, în unanimitate. Să ce la punctul? Da, punctul. Rectificarea de buget. Deci proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Domnul primar, dacă... Da, am intrat în partea anului și ne permite codul fiscal să facem rectificări în buget. Având în vedere referatul doamnei contabil privind echilibrarea, rectificarea bugetului, am luat 2 miliarde la capitolul 74-06-71, cheltuieli de investiții, și am dus în zona capitol 70-50-20, alte servicii de dezvoltare comunală, bunuri și servicii, capitol 70-06-20, iluminat public și electrificări rurale, capitolul 68-02-010, vouchere, vacanță, asistență personal, au făcut solicitare și se încadrează pe lege și consider că e legal să acordăm aceste vouchere de vacanță, și investiții, drumuri și rigoli.
Da, dacă cineva vrea să discute prima din acestui proiect. Domnul președinte, eu doream ca acest subiect să ne-l dezbată doamna contabilă, pentru că doamna contabilă îi poate explica destul de detailat, având această funcție. Bă, știam cu toții... Doamna contabilă, îi poate explica. Ce vreți detailat? Păi văd că luați de la investiții și duți la investiții. Adică de unde luați de la investiții? Dumneavoastră nu ați terminat aceste investiții bivale, acele poduri, nu le-ați terminat. Adică luați de acum bani de acolo și duceți în altă parte. Unde mai duceți? Sau tot la Bișghirii duceți? Domnule, dați voie să vă explic. La Bișghirii duceți? Domnul, vă rog frumos. Facem traversări pe sub. La domnul X, pe la domnul Y, facem traversări. S-ar pe vale numai de aici. Domnul, problemă, domnul. Iliaș! Domnul Iliaș! Păi nu-i spun în față. Trebuie să vedeți că acolo e șans pentru... Dar și pe vale nu-i șans? Dar tine n-a făcut acolo. Mine n-a făcut nimic. Aici a mine n-a făcut nimic. Un pic, vă rog frumos, o leacă mai calm. Ce de vor de ședința corect? A făcut eu... La urmă, dacă doriți, vă las să discutați la diverse. Haideți să vă explic detaliat de unde luăm banii. Am fost la mine și la investiția. Da, de la investiții. Vă rog, nu transformați ședința în discuții. De la parcă, nu cheam poliția la ăsta, că nu poți, nu poate ține ședința de cauza lui. Buiază aici tot. Avem în zona de investiții, pentru apă și canal, 3 miliarde, din care luăm 2 miliarde. Ne mai rămân 1 miliard. Acești bani, 1 miliard, ne sunt necesari pentru lucrările în paralel de racordări. Adică montare că vine la limita proprietății. Ne rămân 1 miliard. Avem cu ce face treaba. Am luat 2 miliarde, am considerat că avem bani mai mulți acolo și am dus 100 de milioane pentru cotizații ADI-uri, ADIS-uri, GAL-uri și Buldo. Am dus 350 de milioane la iluminat public, am dus 300 de milioane la asistenți, ceea ce vă spuneam, vouchere de vacanțe, am dus la achiziții 50 de milioane, vorbesc bani vechi ca să înțelegeți, pentru achiziționarea unui laptop necesar, că sunt mai ard din cauza fluctuațiilor de curent, și am dus 300 de milioane la Rigole în baza modificării devizului din hotărârea din ședința trecută, aprobată din asta. Altceva, ce vă pot... Domnul președinte, v-am spus, nu s-o duc președinte, da? Discutam des, dumnealui spune că ia bani de la iluminat și duce în prin ce domeniu. Domnilor, am completat la iluminat, trebuie să plătim facturile. Domnule consilier, ascultați-mă cu mare atenție. Am să vă dau acei stâlpi care nu mai ne spuneați în ședință că orice stâlp de pe raza Comunei Buhoci va avea parte de acest iluminat. Eu am să vă dau dovezi clare, dacă vreți mergeți cu mine personal și vă duc la persoanele unii nu există. Au trecut peste aceste persoane pentru că nu votează pe domnul X sau pe domnul Y. Domnule, vă dau. Pastor Gheorghe. Pastor Gheorghe, aici pe Vale. Nu are. Așa ceva nu are. Pe urmă, la Pădlăgică Vasile. La Pădlăgică Gheboasul cu Porecleaca, ca să știți care-i dreapta. La Rusul Gheorghe. La Săndulache, aici, pe, lângă domnul Lungu. Lângă domnul Lungu, aici. Mergeți cu mine acum. A rămas acolo. Altfel. Să mă de unde tot luăm bani de aici? N-am terminat iluminatul. Ați spus că fiecare stâlp din Comuna Buhoci va beneficia de această lumină. De ce facem discriminare? În satul Bișnir există. În satul Bișnir există din stâlp în stâlp lumină. Nu este. Domnule, mergeți cu mine. A ajuns în acolo și acolo trece la Buzatul și la Claudiu Olandel acolo, domnul. Ieșeți dumneavoastră primarul, puneți pistică pe ședință. Domnule, discutăm de un proiect în derulare. Nu este terminat. Dacă în cadrul proiectului pe acel stâlp se prevedea lampă, va fi pusă. Dar să nu facem confuzii. Discutăm de stâlpi unde trece rețeaua de iluminat public. Nu discutăm de stâlpi pe racord, la casnic, e altceva. Domnul, eu știu ce înseamnă un racord. Ați venit, nu cred. Știu foarte bine. Domnilor, eu vorbesc clar, dacă vreți, discutăm pe proiectul unul și să vedeți că așa au rămas. Da. Acele bine. Îmi pare rău, degeaba vorbim. Am spus destul de clar. Am spus că e un proiect în derulare.
orice stâlp va avea lumină electrică. De ce faceți discriminare? Cum în satul Bișghin, în stâlp există? Așteptați termină lucrarea, domnul Mocan. Da. Vă rog, domnul Mocan. Mulțumesc, domnul președinte. Vă rog. Ați terminat? Mulțumesc. Doamna... Eu, dacă toți suntem la investiții, vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră, la care să mi răspundeți. La o rectificare, și totuși s-a spus că s-o de la investiții, dar nu se pare și altă. La Coteni. Cum s-a lucrat drumul și șanțurile alea și rigolile de la șoseaua principală și până la Stoica și la Florea și de acolo? Domnul dragă, nu așa se face. Deși oamenii sunt tot oameni. Face diferență între oameni. A, discriminare. Păi dar nu, acum n-am nimic cu nimeni. Dar mergi, acolo sunt probleme și pe partea aia sunt probleme foarte mari. De ce numai la ei au făcut la cineva, s-au făcut pod nou care putea să nu facă, să facă la fiecare și așa mai departe. Deci este atât de mult de la 2 lei încolo la deal, la Grumeza, la Banu, la Valea acolo, la Dragomir, mă rog, ce bani spune acolo, la Meliu, la Meluț, sunt o grămadă de oameni care suferă de aceeași boală, de aceeași frecază. Știți foarte bine, când s-a aprobat acest proiect în Consiliul Local, s-a discutat de zonele vulnerabile în prima fază. Proiect de rigol. Coteni și Bișghiv, zone vulnerabile. Da, s-a făcut câțiva metri la Coteni. Urmează un proiect de asfaltare în zona Cote, l-am depus la Ministerul Dezvoltării săptămâna asta. Așteptăm finanțare. Și în cazul... Domnul Mocanu, vă rog frumos, nu mai preturbați ședința. În cazul proiectului de... în cadrul proiectului de asfaltare, vor fi cuprinsă și restul rigolilor. Pentru ce s-a făcut măsurătorile să pensate? Haideți să vă spun. Deci, ce s-a făcut în zone vulnerabile? S-a făcut cu bani din buget și atâția bani am avut. Dar pe proiectul depus la Ministerul Dezvoltării și la CNI săptămâna asta la București vor fi cuprinse și restul rigolilor. Credeți dacă nici apa nu o să avem, nici anul ăsta nu o să fie apă, după cum se merge nu o să fie apă. N-am nimic cu nimeni. Dar noi, eu am spus și repet, jumătate din fântâni din comună sunt fără apă. Vă gândiți la oamenii ăștia că sunt zătați? Am spus și tura trecută. Văd că nu vă mișcați deloc în chestia asta. Dar s-a mai mișcat până acum, doamnă. Suntem la document. Lasă-le dracului documente, că documentele îți dici 4 de 8 ani acum. Da. Da, mai are cineva de discuție? Da. Legătură cu bulldozer. S-a adus dispozitivul ăla pentru tăiat iarba pe drumul. Iarba crește 2 metri pe drumul. Când se taie? Tot aud că nu este motorină la bulldozer. Discuție ba este motorină, 1000 de kilograme, trebuie să justifice. Da. Mai 1000 de kilograme, trebuie să justifice și pe aia. Urmează a doua etapă, domnul vice. Vă rog frumos, spuneți graficul de intervenție. Da, deci pentru... Până acum era dispozitiv, apoi dispozitivul, dar nu se taie. Da, deci pentru... N-ai motorină. Deci, pentru că a ridicat problema cu păsirea ierbii de pe drumurile publice. Am făcut prima cosire, iarba s-a ridicat în jur la 10-15 cm. Bun, nu mai tăiem, dar nu-i 10-15 cm. Poate fi mai mult, n-am. Nu, vă spun că nu-i mai mult. Ieri am căutat ambrozia pe toate drumurile, știu exact că din Burian. În Burian n-am găsit. Numai că vreau să ne fie un lucru foarte clar. Eu am mai spus-o și data trecută, o repet și acum. Deci, noi avem obligația să tăiem iarba de pe partea de iarbă din zona carosabilă a drumurilor pe o porțiune de un metru. Nu să facem 7 metri să tăiem, nu să tăiem și din dreptul tarlalilor. Aveți în vedere lucru care l-a spus domnul? Da. Vă rog, vă ocupați, că de asta există buldozer. Dar zici cum este motorină, că după bani motorină. Asta o bagă bani la motorină. Nu, deci acum avem motorină. Astăzi am luat... Nu mai deviem de la subiect. Astăzi, la diverse, dacă mai discutăm ceva, discutăm și celelalte probleme care mai aveți dumneavoastră. Cu toate că n-am aprobat diverse, dar vă dau voie să discutați.
Felicitări. Supun la vot proiectul de hotărâre cu rectificare de buget. Cine este pe el? Nu, eu vreau să vorbesc. Îl cheamă la, nu mă lăsați vorbesc. Da. Suntem exact pe treabă. Vreau să întreb dacă toți ia bani de acolo, de la apă, din aia 3 miliarde se adună. În ce stadiu ne aflăm cu apa? Dar toți suntem exact pe punctul ăsta. În ce stadiu vreau să știu ce stadiu e cu apa? Da, problema noastră este dumneavoastră că nu știu, de 10 ani. Ce de 10 ani? Ce de 10 ani? Haideți să vă spun că stau în lume. Dacă totuși îmi dați voie să vă explic? Da. Deci la momentul actual, da, ceea ce v-am spus și în ședința trecută, da, proiectul apă și canal este în derulare. Termen de finalizare, septembrie 29, 2020. În paralel. La lege? Deci, după lege, dacă deci discutăm de proiectul de bază. Da, știți da. Foarte bine, cu acordul dumneavoastră în ședințele de Consiliu, am mers în paralel cu racordările până la limita proprietății. În ideea că am dus tuburi până la limita proprietății pentru a se racorda cetățenii. O parte dintre cetățeni au venit până la căminul de racordare, o parte nu. Până când domnul Pușcă Largă a făcut o sesizare la Inspectoratul Construcții și Inspectoratul Construcției a venit un control și s-a sesizat lucrările. Dacă tot domnul Pușcă Largă știa, trebuia să-i explice dumnealui. De ce s-au oprit lucrările de racordare? De cauza dumneavoastră, domnul Pușcă Largă, ca să fie doar cetățenii. Stați-vă, nu duceți oamenii eroare. Vă arăt reclamația. Nu duceți oamenii eroare. Nu sunteți capabili. Nu sunteți capabili. Nu duceți oamenii eroare. Când vedeți că în paralel se mișcă lucrurile, veniți cu fel de fel de sesizări. Dar nu în paralel, domnul. Dar sunteți oate sau sece? Deci noi cu aprobarea Consiliului Local am dus acordările până la limita proprietății. Ce am aprobat? Facem noi tuburi la primăria Hoci? Da, domnule, că diminuează costurile. Folosiți banul public ilegal. Domnule, îl folosim eficient, ca să știți și dumneavoastră. Cum că eficient? Dar cum ne-ați obligat? Ne-ați obligat să achiziționăm tuburi cu 3 milioane jumate, 4 milioane, pe când noi, cu resurse proprii, cu angajații primăriei, le-am făcut cu 70 de lei tubul, domnule, și mai rezistente decât alea. Și ce tuburi s-a dat, domnule? Asta trebuia să-i explici cetățenilor. Deci din cauza dumneavoastră, că insistați achiziții de unde vreți dumneavoastră. Nu facem achiziții. Avem angajați în primărie care să-ți facă treaba, să facă tuburi. Ce vorbiți prostii, domnule? Asta faceți dumneavoastră prostii. Domnule, ați angajat oameni de la Bișnica să facă tuburi? Dar nu, domnule, n-ai îndemnat să facă tuburi. Domnule Macanu, ce vorbești? Mare, rog frumos. Am angajat noi? Să vă fie unul la să vă dați. Nu sunt, doamne. Păi dacă sunteți, dar nu sunt. Să facă, de ce? Dar nu sunt. Dar un sfert de preț. Da. Păi da, și-a făcut reclamații, că nu ne convine cu tuburile. Păi întrebați-i pe ei, și-a făcut reclamații. Nu faci orice. Asta trebuie să înțelegi. Nu m-am intrat pe ce face. Domnul Mocanu, lăsați. Dacă era domnul Mocanu, lăsați. Mai am o întrebare, dacă tot din cauza... Exact! Din cauza lui domnul Mocanu, toate! La matale, cine sunt la voi să-i vorbesc? Lasă-l să vorbească domnul. Păi cine sunt? Doamne, dacă tot sunt așa de să se dă voie la UAT Buhoi să facă toate lucrările, asfaltați, domnule, primăria, că faceți mai ieftin. Chiar vă rog! Vă rog să consemnați acolo. Aș vrea toate lucrările să facă în cadrul UAT-urilor. Chiar sunt de acord să facă, dacă îi permite legea, să facă primăria asfalt, să facă de toate. Că nu este o societate, este UAT, da? Dacă nu știm să facem diferența între ele, atunci faceți, domnule, cum știți? Faceți reclamație, domnule. Păi asta știți să faceți, da. să blocați instituția primăriei. Nu reclamați, am cerut temei legal, că o să dai cu subsemnat acolo. O să dau cu subsemnat, sunt de acord. Asta m-a amenințat, că o să dau cu subsemnat, domnule. Păi nu, dar ne-ai încercat. N-am făcut la mine, că s-am făcut la oate și am făcut cu prețuri scăzute, domnule. Nu ne bate joc pe banii. Și cum ați făcut? V-am duc eu anticalculat, îți arăt cum ați făcut pomul. Vreau să vă spun ceva, un comun la Galați s-a lucrat numai cu banii din primărie. Oamenii și-a făcut fără investiții din afară.
Deci s-o putu face. Asta ați făcut mare răutate pentru comună. Asta îți spun, recunosc. Cine a făcut-o? Care ați făcut reclamații, nu eu. Dar nu eu am făcut-o, dar nu pentru primărie. Treaba... Eu am cerut un certificat de conformitatea tuburilor, da? Nu avea ce să întâmple cu tuburile și ale dale dracului. Dar cum justifică banul, domnule? Cheltuiala, banii, cum s-o cheltuie? Cum îi justifică? Păi cum se sau? Păi cum? Cum? Păi votează acolo dacă ai. Domnul președinte. Justificarea barului public este extraordinar de simplu la nivelul fiecărei primării din țara asta, nu numai din primăria Bucovina. Există o comisie de recepție care are împuternicire de la primar, deci printr-o decizie, și acea comisie de recepție face recepția la toate lucrările care se efectuează pe raza Comunii Buhoș și semnează 5 persoane. Dacă una din cele 5 persoane consideră că lucrarea aia este făcută cu sustragere de fonduri, așa cum insinuați dumneavoastră, sau cu alte lucruri de genul acesta, are dreptul. Ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic, culeț. De ce am făcut noi este, cred că nu aburesc pe nimeni și cred că foarte multe din lucrurile astea ar trebui să-l întrebați. Îmi pare rău că domnul îmi pare rău că domnul administrator public, domnul Stoica Iustin, care este administrator public a primăriei și care este o personalitate foarte veche în Comuna Buhoci, de peste 20 de ani de zile este în Comuna Buhoci, îndeplinind mai multe funcții și funcții 3 în 1, avea câte 3 funcții într-o singură funcție. Și alte funcții relativ la ceea ce spuneți dumneavoastră, v-ar fi făcut lumină vis-a-vis de ceea ce v-am spus eu, că lucrurile sunt foarte legale. Și dacă sunt lucruri legale, sunt instituțiile statului care va verifica și va constata că cele spuse de ministra dumneavoastră sunt într-un fel sau sunt într-altul. Ceea ce am făcut noi, ca să fie foarte clar, ceea ce am făcut noi acum cu tuburile astea, am făcut un lucru bun și eficient pentru cetățeni și în folosul cetățenilor din Comuna Buhoci. Pentru că am făcut la un preț achiziția tuburilor care le-am făcut noi acum, un tub care am achiziționat noi de la o firmă din teritoriul României este la 280 de lei tubul. 280 împărțit la 60, vedeți că intră de 4-5 ori, 4 ori intră tubul ăsta, costurile de la tubul. Dacă dumneavoastră noi vrem să facem pe costuri mai mici, ca să fie în folosul comunității, și dumneavoastră veniți și ne spuneți, nu mă, faceți pe costuri mai mari, ca să le fie bine firmelor lui Benea, firmelor tot PSD-ul din județul Bacău și a PNL-ului și alte firme, nu discut așa, pentru că așa faceți propuneri, dar trebuie cetățeanul să știe lucrurile acestea, da? Iar vis-a-vis de cheltuirea cu o ridicat domnul Mocanu, că există 1000 de tone de, sau nu știu cât de, 1000 de tone ai zis? 1000 de kilograme de motorină. 1000 de litri. Da. Litri, nu, că n-am înțeles. 1000 de litri de motorină și stă domnul Stoica Iustin, nici mai poate să respire din dimineață până noapte, 24 să stoarcă creierii, cum să justifice acele 1000? Nu intră atribuțiunul lui. Probabil domnul Stoica Iustin stă să stoarce creierii, să inventeze alte lucruri pe care le știe el foarte bine. Și le știți voi toți de aici. Ca să ne fie foarte clar, pentru că am vrut să tac din gură, tot am tăcut din gură. Înțelegi? Dar văd că tăcerea mea este interpretată de către unii consilieri, cetățeni, candidați, că sunt... Interpretată corect. Domnul Vici, dar avea electrician și n-a fost el, era mai ieri. Cum? Lasă-mă doar să vorbesc. Era mai ieri, când spune un lămpinic cu ieronim. Deci nu l-a spus. Dar așa facem pentru că nu-i cazul. A, da, era cazul. Pentru că nu toate lucrările care sunt... Numai tu, domnul Vici, nu era cazul. Vrei să spun, domnul, dacă tot îmi spui, vrei să spun cine este firma? Acu' este firma care ne face lunatul public? Nu mă interesează. Că spun public. Vrei să spun acu' este firma? Este PSD-ul la președintului vostru, șeful de zonă. Și ce am adus eu? Păi ce am adus eu? Această firmă trebuia pe site-ul primăriei, domnule. Pe site-ul primăriei, ca să vedem ce acu' este.
ieftin firma, nu întrebați. Banul nostru a cetățeanului. Pe site-ul primării. Tot prezentați în mijloc. O achiziție. PSD-ul va transformat. Am transformat. Domnul Bușcălar. Da. Transformat-ul și ne-am deviat total. Nu, dar am vrut să spun ce putea face și ele. Vă dau voie la diverse. Văd că dumneavoastră ne-ați luat. N-a fost diverse, dar văd că susțin diverse. Mai văd diverse. E subiect, la punct. Supun la vot cine este pentru proiect de hotărâri pentru rectificare de buget. Pentru binele comune eu vreau să... Sunt împotriva să lua bani de la un proiect care nu-i terminat și să da, facă altul. Da, păi s-a luat de la Iluminat. Motivați acolo. Deci vreau să sunteți împotriva. Da. Împotriva, motivația o să fie. Doamna secretară, sunt motivați acolo de la Apășcan al Solon, da, să da. Să ducem în zona aia. Nu mă rog. Spuneți dumneavoastră, să scriu pentru că știu. Mulțumesc. Exact aici ce dar sunt împotriva a lua bani de la un proiect. Domnule, ați fost în ședințe din comisie și ați văzut de unde s-au luat banii. Ar fi trebuit să aveți... Nu mai faceți comentarii pe lângă. Doamna secretară, ați motivat ceva? Nu mai atât. Deci la proiectul de hotărâre suplimentar. Da, așa cum... Trebuie rasă pe față, numai da, da. Așa cum știți, de pe raza comunei Buoci, avem 5 persoane integrate în centre rezidențiale cu probleme de handicap, cu diferite tipuri de handicap. Avem 3 persoane la Comănești și 2 persoane la Răcăciun. Din partea primăriei trebuie să venim cu o cofinanțare de 30% privind costurile de internare în centru. Alte întrebări? Trebuie să introducem într-un cont anume, nu? Nu. Avem un parteneriat cu Consiliul Județean în care noi venim cu 30%, restul... 35%, restul Consiliul Județean. Sunt persoane vai de capul lor, nu cred că e necesar să mai dau numele, le știți, sunt încadrate în baza certificatelor medicale de încadrare în grad. Suntem noi de unde ați fost că sunt? Nu suntem noi de pe raza comunei Buhoci. Care sunt nume și nume? O să luați la contabilitate. Orice întrebare. Domnule Mocanu, vă rog frumos. Am întrebat domn primar, domnul președinte, am întrebat care sunt persoane. Da, dumneavoastră, încă n-am început ședința, nu mă dumneavoastră. Eu nici n-am dreptul să vorbesc, bă. Domnule, dar am întrebat care sunt persoane. Adică am deranjat? E vorba de Dăduț, e vorba de Gavriliu, e vorba de Păun. Asta ca să-i fac mulțumirea. De unde sunt? Așa spune, domnule. Dar v-am spus de la început, dar n-ați să nu ați ascultați. Bă, ai ceva cu bișghirul ăsta? Un handicap, ce? Doamna, e important să vedeți cum se face. Cine este pentru? S-a ținut cineva în contrivă? Păi doar ridic, mă, dacă îi vorbea că e omul bolnav. Dar de ce? Eu am vrut rău da. Comunii. Când vezi un handicapat, da. Când văd un handicapat, ce trebuie să-i zic? Băi, dar nu știu, domnilor consilieri. Eu declaram ședința închisă. Dar diverse numai. Vreți să discutăm? Rămâneți în continuare. Domnilor, 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 domn